Așa i-a întâmpinat pe cei 800 de studenți străini Castelul Bran. Principala atracție de Halloween, unde acum cu greu mai găsești un loc de cazare, castelul a fost îmbrăcat în haine de sărbătoare și își așteaptă vizitatorii pe parcursul acestui weekend. Primii care au trecut pragul sunt cei 800 de tineri veniți din toate colțurile lumii. From Italy. We are enjoying this castle. I'm studying here medicine. I decided to spend the 4 days here visiting Transylvania in Halloween. It's my first time here. It's quite... I really like Romania. We're here for studying. We are in Târgu Mureș. What do you know about Romania? Not a lot, really. I'm just discovering it these months. Localnicii speră că după ce vor da nas în nas cu sângerosul Conte Dracula la el acasă, sutele de studenți vor aduce și mai mulți vizitatori dornici să-și petreacă vacanțele în stațiunea turistică Bran. În această perioadă, pensiunile din Bran și-au adaptat camerele cu tematice pentru Halloween. O astfel de cameră, camera vârcolacilor, costă aproximativ 100 de euro pe noapte. Castelul Bran este doar unul dintre obiectivele turistice pe care le vor vizita în vacanța pe care o petrec în Transilvania în perioada Halloween-ului. Ne simțim obligați să venim în fiecare an cu ceva nou pentru a ne păstra reputația de diamantul cu 1000 de fațete. Este un proiect prin care ne propunem să promovăm valorile pe care le avem în această zonă a Transilvaniei și este foarte plăcut de studenții Erasmus din România. Mereu când cineva împărtășește sau trăiește o experiență plăcută, atunci ei își doresc să share-uiască, să împărtășească cu persoanele din jurul lor această experiență. Halloween este o sărbătoare de origine celtică. Timpurile moderne au transformat-o în petrecere și sursă de profit. Așa că tot mai multe popoare occidentale au împrumutat-o.